În această săptămână, un grup de voluntari format din 19 elevi și 3 profesori din partea Place Academy au venit în Rădăuți pentru a se alătura echipei Habitat pentru Umanitate, ajutând două familii să-și construiască casele. And my name is Rebecca and I'm the team leader for the Place Academy Habitat trip this year. This is one of my students. I'm Julia. Numele meu este Rebecca, sunt liderul grupului de Place Academy din Statele Unite ale Americii. Și ea este Julia, eleva mea. We came here this year to build two houses, this house and this house. Am venit anul acesta să ajutăm la construcția două case. What has been your experience so far? I think we've really enjoyed the community aspect of Red Oaks and all the hospitable people and everyone's being so welcoming. Ne-au plăcut toate aspectele comunității rădăuțene până acum, în special oamenii care sunt foarte ospitalieri. For us, it's a privilege to build a house for someone because we know it brings them hope and we know that it is something that they will use for the rest of our lives. Pentru noi este un privilegiu să ajutăm la construcția de case, pentru că știm că este ceva ce le va rămâne pentru întreaga viață de acum încolo. Anything else you'd like to say? We may not be great at building houses at first, but we really like learning and being able to meet all the wonderful people who we're working with. Poate nu am fost grozavi în arta construcției la început, dar ne place să învățăm și sperăm că ne vom dezvolta pe parcurs și le vom fi de cel mai mare ajutor. Thank you for having us in your community. We learned more from you than we will give back to you. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit în această comunitate. Am învățat multe de la voi și încercăm să vă dăm ceva înapoi. În această săptămână găzdim la Habitat pentru Umanitate Rădăuți un grup de 19 voluntari, 19 elevi și 3 profesori care vin din partea Base Academy. I-am primit cu drag, am venit să ajute două familii să-și construiască casele. Am lucrat, așa după cum ați putut observa, la montarea de rigips. Sunt doar de două zile aici, însă trebuie să spun că le place comunitatea rădăuțeană. Astăzi am fost în vizită la școala gimnazială numărul 2 din municipiu. În zilele următoare vom face un tur al mănăstirilor, vom merge pe la ceramică de la Marginea și de asemenea le-am pregătit și o seară culturală pentru a încerca să-i facem o parte din mica noastră comunitate. Sunt oameni deosebiți, inimoși și cred că ar trebui să le arătăm că și noi suntem la fel, ospitalieri, exact așa cum ei au remarcat acest lucru deja de când au venit. Le mulțumim că sunt alături de noi, sunt foarte sârguincioși, sunt mândră să-i găzdesc la noi. Își dau tot interesul, deși nu aveau cunoștințe despre montarea de rigips sau alte tehnici de construcție, trebuie să spun că în prima zi și-a dat toată sfința să le învețe și iată că astăzi pot spune că sunt aproape specialiști. Aș dori să fiu un model pentru comunitatea noastră, pentru membrii comunității rădăuțene, pentru că avem de învățat mult de la ei. My name is Lorene Hamid and I go to Pace Academy in Atlanta, Georgia, in the United States. Numele meu este Lorene, studiez la Pace Academy in Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii. I've been on many habitat builds. I built in Atlanta, I've built in Bolivia and Cambodia with Global Village, and this year I'm building in Ratatouille. Am mai fost în călătorii cu Habitat și am ajutat această organizație să construiască în Atlanta, Cambodgia, Bolivia și iată-ne acum în România, la Rădăuți. We can tell just as soon as we came here that this is a very established program. Chiar de când am venit, pot să spun că acest program este unul foarte stabil. And the work that they've given us is very difficult and technical and requires a lot of teamwork and communication, a lot of tasks that we haven't done before. Munca pe care am făcut-o acum a însemnat multă tehnică și a fost multe sarcini pe care a trebuit să le ducem la îndeplinit, sarcini pe care nu, cu care nu ne-am mai întâlnit până acum. And because of that, we can tell that the homeowners and Habitat has put a lot of trust into us and we really appreciate it a lot and we're putting in a lot of effort to help out Marius and Mihaela and Anna and Robert.
Trebuie să spun și apreciez acest lucru că aceste familii, cât și Habitat Rădăuți, ne-au acordat o foarte mare încredere pentru a duce la bun sfârșit aceste sarcini și în special familiile Marius și Ana, Mihaela și Robert. And the homeowners have helped us out a lot as well, and it's been amazing creating a relationship with them, especially Marius, who's been a site overseer even though we're working in his own home. Am creat o relație minunată deja cu membrii acestor familii, în special cu Marius, care ne-a fost de o real ajutor îndrumându-ne în toate sarcinile pe care a trebuit să ducem la bun sfârșit. Hello, my name is Tommy Hattori. Bună, numele meu este Tommy. I am a teacher from the United States. Sunt profesor în Statele Unite. I'm very excited to be able to bring my students here to Rădăuți. Sunt foarte încântat că am putut să-mi aduc elevii aici la Rădăuți. We've been looking forward to this trip for over a year. Abia am așteptat această călătorie de mai bine de un an. And everyone has been incredibly welcoming. Toată lumea a fost incredibil de primitoare. They've been so patient with us. Sunt foarte răbdători cu noi. And we're really enjoying being able to be here and being able to work with you all. Ne place foarte mult să putem să-i ajutăm și să lucrăm alături de ei. My name is Joe Sando. I'm a teacher at Pace Academy here with our students. I've appreciated being here, getting to know the Romanian culture, the Romanian people. Numele meu este Joe Sando, sunt profesor la Pace Academy. Îmi place foarte mult această călătorie și faptul că mă aflu aici alături de colegii mei și de elevii mei. It's a great opportunity to help the community here, but I also really appreciate the lessons that our students are learning from your people. Îmi place că suntem aici să ajutăm comunitatea, dar în același timp apreciez faptul că elevii noștri învață din această comunitate. We've had great families to work with. Our kids have developed teamwork. They've gotten to know some people that they wouldn't normally be able to get to know. Familiile cu care am lucrat sunt minunate și în același timp munca de echipă creată în interiorul grupului este de foarte mare ajutor. We hope to return soon. Sperăm să ne întoarcem în curând. Thank you.